Promit să-mi iubesc patria și pe toți cei care trăiesc în ea, să fiu loial, să respect cuvântul dat, să fiu curajos și credincios. Acesta a fost jurământul rostit de cercetașii marini din Năvodari în urmă cu aproape o lună pe bricul Mircea. Tot atunci i-au primit eșarfa simbolică, mai rămânea o singură problemă, aceea sediului. Dar cu sprijinul primăriei Năvodari și al conducerii Casei de Cultură din Năvodari, aceasta a fost rezolvată. Duminică a avut loc ceremonia de inaugurare a sediului. Hai. Mulțumim! Bravo! Pentru că organizația Constanța numără, organizația Cercetașii Marini numără 100 de membri, vreau să vă spunem că 60 sunt de la Năvodar. Deci, iată că era momentul pentru ei să aibă un sediu. Pentru orice cercetaș, momentul în care a trecut perioada de în care el este aspirant și depune promisiunea, trebuie să depună promisiunea într-un cadru festiv. Și pentru că am vrut să și inaugurăm sediu și să și marcăm momentul în care ei depun promisiunea de cercetaș, am organizat o deschidere oarecum oficială, oricum pentru noi orice fel de întâlnire e un prilej de bucurie, în care o să sărbătorim deschiderea centrului, ultimii cercetași veniți, promisiunea lor și, bineînțeles, ca în orice spidi cercetășe, se va termina cu jocuri. Noul sediu a fost sfințit de un sobor de preoți. Gruparea de cercetași din Năvodari și steagul acesteia, pentru că tu însuți iarăși ai zis unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. Ajută și sprijin această grupare de cercetași cu harul tău pentru ca, neîncetat, sporind după voia ta cea sfântă, să-ți aducă prin nos de veșnică recunoștință. Care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Odată rostit jurământul, fiecare membru trebuie să respecte legea cercetașului. Astfel, fiecare dintre ei trebuie să facă cel puțin o faptă bună pe zi. Eu fac parte din cercetare de când am depus promisiunea, pe 23 februarie. Deci ești practic un boboc. Da. De ce ai ales acest drum? De ce ai ales să fii un cercetaș? Pentru că mi-a plăcut să facem activități extrașcolare și să ajutăm mai mulți oameni. Acestei joci, practic. Da. Ce ai ales tu să fii cercetaș? Deoarece este o oportunitate de a cunoaște persoane noi, de a te băga în diferite activități și e practic un mod de relaxare. Trebuie să ajut oamenii, natura, îmi plac animalele și tot ceea ce ne înconjoară și cred că ar trebui să iubim totul. Când ai depus jurământul, ce ai zis acolo? Îți mai aduce aminte? Păi, mi-amintesc că am depus, adică jurământul consta în faptul că trebuie să spunem că trebuie să ajutăm părinții, să ne iubim aproapele, să iubim pe toată lumea, să ajutăm natura, să facem o faptă bună în fiecare zi. E practic un mod, este un mod de relaxare, un mod în plus de a te relaxa. Da, și de a ne juca și de a ne întâlni și de a socializa cu alți copii. De a-ți face noi prieteni. Da. De ce ai ales să fii cercetat? Deoarece este o activitate care formează oameni, în primul rând, și pentru că este distractiv și mai cunoști copii, faci socializezi, decât Facebook și alea, mult mai bine. Vă recreați, practic. Da, da, da. Vă recreere după școală. Cu această ocazie, alți patru tineri au depus jurământul. Promit pe onoarea mea! Promit pe onoarea mea! Să fac tot ce este posibilul, pentru a-mi respecta patria, pentru a-mi respecta patria și credința mea, și credința mea, a-mi ajuta aproapele în orice moment, a-mi ajuta aproapele în orice moment și a mă supune legii cercetașului. Și a mă supune legii cercetașului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări cercetași. În România la